Așadar, punem vechea cu clasa 11-a. Derivate, da? Într-una de lecție ți-am arătat cât de importantă e derivata de un studiu funcției. Da. Așa că, hai să zicem că dă funcția f de x egal cu sinus de 3x, și atunci f derivat de x va face egal cu. F de x egal cu sin de 3x, da? Atunci f derivat de x va fi egal cu? Cosinus de 3x. Cosinus de 3x ori 3x derivat. Deci trebuie să ținem cont, dacă ar fi fost numai de x, era cos de, da, de x, da? Cum mai, cu funcții compuse, nu? Da. Ori argumentul derivat. Și egal cu cos de 3x. Ori 3x derivat cât este? X derivat e 1, 3 ori 1, 3... 3, hai. 3, da, 3 ori 3. Și l-am pus pe 3 în față. Deci egal cu 3 cos de 3x, da? Hai să zicem f de x egal cu sinus de 5x supra cos de 7x. F derivat de x va fi egal cu... egal cu sinus de x. Ce este asta? E o fracție și va fi prima derivată ori a doua nu, minus a prima nederivată, a doua derivată, supra numitorul la pătrat. Da. Deci va fi egal cu, hai să scriu și eu, scriu mai pe drept, da? Da. De sin de 5x. Totul derivat. Da. Ori cosinus. Cosinus de 7x. Da. Minus sinus de 5x. Sinus de 5x. Ori cosinus de 7x, totul derivat. Totul derivat, supra? Supra cosinus de 7x la pătrat. Totul la pătrat. Și egal mai departe cu? Sinus de 5x, totul derivat este 5 cosinus de x. 5 cosinus de 5x. 5x, așa, 5 cosinus de 5x. Ori cos de 7x minus sinus de 5x ori sinus 7 sinus așa, 7. 7 sinus de... Da, e minus, că cosinus e minus. Da. Atunci se schimbă semnul aici. Bine, plus, că da. Minusul de acolo mulțumesc cu minus și pun pe 7 tocmai în față. 7 sin de 5x ori sinus de 7x. Era minus, cu minusul din față a făcut plus, da. Și vine 7-le pe care l-am scris, da, în față. Supra cosinus de... Cosinus pătrat. Cosinus pătrat de 7. Atenție, cosinusul la pătrat, nu 7x la pătrat. Da, da, funcția. Da, funcția. Da. Argumentul 7x rămâne așa. Da, cosinus pătrat de 7x. Și asta ar fi derivata. Vedem o altă funcție, f de x egal cu... egal cu x plus radical din x pătrat minus 1. F derivat de x va fi egal cu? X derivat, așa, care e 1. 1 plus? Plus la radical era 2. 1 supra. Așa, 1 supra. 1 supra indice radicalului 2. Da, 2. Radical din 2 ce are ori, el. 2 ori x. Nu, tot ce are de sub. Nu derivăm asta. A. Deci derivăm radicalul. Da. O radicalul derivat face 1 pe 2 radical din expresia aceea. Din x pătrat minus 1. X pătrat minus 1 la puterea cu un unitate mai mică decât indicele. Da, la puterea întâia. La puterea întâia. Și ori? Ori? Radicalul acum derivat. Da. Ori, ce e sub radical derivat? Ori x, pătrat, x pătrat minus 1 derivat. Și egal cu 1 plus. Plus 1 supra 2 radical din x pătrat minus 1 ori x
pătrat totul derivat e 2x. Așa. 2x. Atât, că e 1 derivat. Dacă doar simplificăm și egal cu 1 plus x supra radical din x pătrat minus 1. Da? 1 plus x supra radical din x pătrat minus 1. Asta ar fi funcția. O altă funcție, f de x, este egal cu, hai să zic așa, radical indice 3 din sinus pătrat de 7x. F derivat de x va fi egal cu derivăm mai întâi radicalul. Așa. Face cât? 1 supra radical de ordinul 3. 1 supra radical de ordinul 3. Supra 3 radical. A, da, 3 radical de ordinul 3. 3 radical de ordinul 3. 3 din sinus pătrat. Sinus pătrat. 7x. Ori... Stop. La puterea cu unitate mai mică. Doua, da. Deci tot ce găsim aici sub radical. Da, la puterea. La o putere mai mică cu unitate. Da. Că am găsit-o pe asta, asta este. La puterea cât? A doua. La puterea a doua. Ori. Deocamdată l-am făcut să derivăm decât radicalul, nu? Da. Ori și era sub radical derivat. Sinus pătrat de 7x. Sinus pătrat de 7x totul derivat. 7x totul derivat. Și cam mai departe. 1 supra 3, radical de ordinul 3, din sinus la câta? Sinus la a doua, totul la a doua, face sinus la a patra, a patra, da? De 7x. Sinus la a patra de 7x, ori... Ori sinus pătrat... Puterea lui sinusul derivat. Cât este sinus pătrat derivat? Sinus pătrat derivat face 2. 2 sinus, ca o putere. X la 3 a derivat. Cât era x la 3 a derivat? 3x la 2. 3x la 2. Dacă e 3x la 2, deci vine 2. Vine 2. 2 sinus la... Rămâne cu o unitate mai mică. 2 sinus la 1. 2 sinus la 1 mai bun din 7x. Ori 7x derivat. Deci vezi ce fac? Eu pătrund... Am pătrund dinspre exterior spre interior. Am derivat radicalul mai întâi. 1 supra 3 radical de 3 din ce are la putere cu unitate mai mică decât aici. Înmulți cu ce era aici derivat. Da. Și din sin pătrat face 2 sinus de și înmulțit, greșeală am greșit eu aici, înmulțit, am derivat ca o putere și acum am înmulțit cu sinusul derivat. Deci înmulțit cu sinus de 7x totul derivat. Da? Și e cam mai departe. Hai să vedem. Deci, 1 supra... Uite, 2 sinus și cu... vin la 2 ori 1, 2. Deci vin 2 sinus de 7x supra 3. 2 sinus de 7x supra 3 radical de ordinul 3 din sinus la 4 de 7x ori sin de 7x derivat. Cosinus. Cosinus de 7x. Cosinus de 7x. Ori 7x, 7x derivat. Care adică ori 7. 7. Da? Și egal acum cu cât ar veni. 7 ori 2, deci face 14. Sinus de 7x ori cosinus de 7x supra 3 radical de ordinul 3 din sinus la a patra de 7x. Fiindcă sinus la a patra, poți să zic sinus la a 3 ori în sinus. E la a patra, da? Da? Deci egal mai departe cu 14 sinus de 7x ori, cosinus de 7x supra 3 radical de ordinul 3 din sinus la a 3 sinus la a treia de 7x ori sinus de 7x, nu? Da. Rămas egal. Da. Și egal cu. Radicalul e din fiecare
Și este un sinus la a treia de subradical, că indice e 3,3 și iese în fața radicalului. Deci va face gamma de 4 cu 14. Sinus de 7x ori cosinus de 7x. Da. Supra 3 radical. Păi nu mai este radical, pentru el. Pentru el. Iese în față 3 sinus de 7x. Așa este? Da. 3 sinus de 7x ori radical. Rămâne radical, dar rămâne pentru ceilalți care o fi. Pentru sinus de 7x ăsta, da? Din sinus de 7x. Și egal cu. Și iată că de ce am făcut chestia asta. Sin de 7x cu sin de 7x se simplifică. Da? Și face 14 cos de 7x. 14 cos de 7x. Supra 3 radical de ordine 3. Sinus de 7x. Așadar, așa rămâne, da? Deci, merită să vezi cum aș face eu acum mai rapid. Deci eu zic așa. Tot eu iau pe aceeași. E de x egal cu radical de ordinul 3, așa a fost, nu? Da. Din sinus la a doua, de 7x. De 7. Și atunci f derivat de x egal cu. Eu derivez radicalul 3 și face 1 supra 3 radical de ordinul 3 din sinus la a doua de 7x, pe care l-am găsit, totul la puterea, spuneam, cu o unitate mai mică decât x. A doua. Ori. Deci am negat numai radicalul acum. Ori, ce este subradical derivat? Ce este? Este o putere. Da. Puterea știu că se derivează așa, ies indicele în față și rămân la o unitate mai mică decât exponentul de aici. Da. Deci vine 2 sinus, derivez puterea, da? 2 sinus la puterea cât a rămas? La puterea întâia, nu mai spun, de 7x, ori, deci am derivat radical, am derivat puterea. Acum derivez sinusul derivat. Sinusul derivat, deodată zic, cosinus de 7x, și ori, am ajuns tocmai până la 7x derivat. Ori 7. 7. Ori 7. Deci, vezi încă o dată, am derivez din spre interișul exterior spre interior. Radicalul derivat, 1 pe 3 radical de 3, din ce găsește el, știu, de formula la derivata radicalului. Ori, ce este subradical derivat? Ori este o putere. Deci 2 sin de 7x cos de 7, 2 sin de 7x și iată derivata lui sinus acum. Cos de 7x și în sfârșit 7x derivat pe care l-am și rezolvat. Ia să vedem un alt. Deci încercăm să mărim un pic ritmul. Da. Dacă ne prindem cum derivăm despre exterior spre interior, nu mai pierdem mult timp scriind încă o dată la început, încă o dată cealaltă derivată, ori nu știu ce acolo, și pierdem mult timp. Da? Deci, iată, zicem așa. Iau tot pe asta și modific indice acolo ca să te văd cum reacționezi tu. Deci f de x egal cu radical indice 5 din sinus la a treia de 9x. Și atunci f derivat de x va fi egal cu... derivat de x, mai întâi începem cu radicalul. Da. Și va fi 1 supra 5 radical de ordine 5 din... 1 supra 5 radical de ordine 5 din sinus... din 3 sinus la a doua. Nu derivezi acum. Păi n-ai terminat radicalul. Radicalul da, ce spunea? Da, din sinus la a treia. Din 9x. Sinus la a treia din 9x la puterea tot ce ai găsit aici. La ce putere? Cu o unitate mai mică. Decât 5. Decât 5, adică la 4. La 4. Deci până acum ce ai făcut ai fost radicalul da, derivat. Da, radicalul derivat. Da. Ori. Sinus la a treia de 9x derivat. Nu mai scriu sinus la a treia. Derivez pur și simplu. 3 sinus la a doua de 9x. 3 sinus la a doua de 9x. Deocamdată ai derivat puterea. Da. Da? Pe putere. Ori eu nu... Ori. Sinusul derivat. Cosinus
cosinus de 9x ori cosinus de 9x și ori? De 9x derivat ori 9. Mai vedem încă o dată. Deci vine radicalul, care face 1 pe 5 radical, din ce are el de sub la putere cu unitate mai mică. Da. Ori, ce era acolo? Era o putere. Da. Ori 3 sinus la, la doar, rămâne cu unitate mai mică din 9x, ori derivata lui sinus avea cosinus și până mă ajunge în sfârșit la 9x. Deci, radicalul, puterea, baza, sinusul, și până ajunge la 9x, care e 9. Da? Deci totul trebuie văzut. Și egal mai departe, aici egal cu, 3 ori 9 ăsta face 27. 27 sinus la a doua din 9x ori cosinus din 9x, deci 27 sinus la a doua din 9x ori cosinus din 9x. Ai zis, eu, dar nu la cosinus, doar 3 e deci, da? Supra 5, radical de ordinul 5, sinus la puterea, cât? Păi, o putere în altă putere, se mulțesc exponenții. 3 ori 4, 12. Sinus la puterea 12 din 9x. Da? Și egal cum. Te uiți la indicele 5, vezi 5-ul, și aici e 12. Ca o să-l pui un multiplu de 5. Multiplul de 5 ar fi 10. Atunci zici, în loc de 12, la 10-a, ori e sinusul la a doua. Că așa se mulțesc 8. Da? Și clar că știi tu, imediat continuăm, știi, și face egal cu 27. 27 sinus pătrat de 9x, ori cosinus de 9x, totul supra 5 radical de ordinul 5, din sinus la 10-a. La 10-a de 9x, ori încă un sinus. Sinus la puterea a doua de 9x. Da. Egal cu 27 sinus pătrat de 9x ori cosinus de 9x supra 5 radical. 5? Radicalul e din fiecare. Da. Dacă nu e radical din ăsta, se simplifică 5, 10 se împart la 5 și rămâne 2. Așadar vine sinus la a doua. A doua de 9x. De 9x, da? Deci vine 5 sinus la a doua de 9x, ori radical indice 5, din sinus la a doua de 9x. Și egal cu sinus la a doua de 9x cu sinus la a doua de 9x se simplifică. Așa vine? Da. Deci e văzut, a ieșit de subradical, practic. Dacă ai ochiul format, deodată îți dai seama că e sinus la 10, a ieșit 10, sinus la a doua a ieșit, urma sinus. Scrii deodată chestia asta, nu? Noi am luat-o un pic mai ușor. Și acum a rămas 27 cos din 9x, deci egal cu 27 cosinus de 9x, supra 5, radical de ordinul 5, din sinus la a doua, de 9x. Asta este rezultatul. Dacă ai înțeles, mărim ritmul la... Pentru că zici, ori derivată, ori derivată, și tu de tot derivezi până când te apropii de argument. Da, că acum înțeles că mai întâi puterea ca după grade. După puterea, cum, nu, după cum le întâlnești, mă. Radicalul, puterea, da. Deci după, că așa a fost aici, dată funcția. Da. Dacă e altceva, altceva. După, din la derișul exterior spre interior. Da. Da? Asta, așa trebuie derivat. Ia să mai vedem alte funcții. Deci, f de x egal cu, să spunem, 2x la 3 plus 5x plus 1, totul la puterea a 7. Deci, m derivat de x egal cu... Mai întâi
Ce derivăm? Cine este exterior? Puterea. Puterea. Egal cu 7. Hai. 7 ori 6x la... Numai. Păi 7 a ieșit și rămâne la o putere mai mică cu unitatea, da, așa, la o putere. Da, 7 ori toată paranteza. Ori toată paranteza, 2x la 3a plus 5x plus 1 la puterea 6. La 6, atunci că am dat numai puterea. Ori, baza derivată acum. 2x la 3a. 2x la 3a. De ce 2x la 3a? Păi derivează-o. A, o derivez direct? Păi da, asta este nouă. 6x la a doua. 6x la a doua. 6x la a doua plus 5. Atât. Da. În paranteză, 6 la a doua plus 5. Terminat. Asta e derivat. Deci, am văzut-o ca o putere. Trece în față și scade cu putere. Unitate, știu la putere să întâmplă asta. Și până mor, baza derivată. Da. Hai să mai vedem asta. F de x egal cu logaritm pătrat din 7x plus 1. Atunci, f derivat de x egal cu tot puterea întâi. 2, la 2, deci vine 2 logaritm, dacă n-am pus baza, să păstrezi baza 10. A, păi ia-mi uite acum. Da? Deci logaritm baza, hai să zic, 3, ca să... Da. E așa. 2 logaritm baza 3 din 7x plus 1. La puterea cât a rămas logaritmul ăsta? La puterea, păi, comunitatea, puterea întâia. La puterea întâi, deci n-am mai scris. Mai departe. Am derivat doar puterea. Puterea, ori... Ori acum, 7x plus 1. Ori, nu, nu-i derivat logaritmul. Da. Logaritmul derivat. Da, ori 1 supra... 1 supra... Doi lene din... Deci cât vine? 1 supra logaritmul derivat. Logaritmul derivat face 1 supra argumentul său. 7x lene de... Da? Deci 7x plus 1 înmulțit cu logaritm natural din bază. Din 3. 3, da. Din 3. Logaritm natural din 3. Ori, iată, am derivat puterea, logaritmul. Și cine s-a apropiat acum? Argumentul. Ori s-a derivat. Cât face asta derivat? 7x plus 1. 7. Ori 7. 7. Ori 7. Deci, deriva puterea, logaritmul și, pe urmă, când am ajuns la argument. Sigur, 2 ori 7 fac 14, deci ca formă pe care mai mai finisă, 14 logaritm în baza 3 din 7x plus 1. Da? Și totul supra logaritm natural din 3, sau lăsăm la sfârșit scris 7x, 7x plus 1, în paranteză, logaritm natural din 3. Ca să nu cumva să zici 3 se mulțește cu 7x plus 1. E o altă funcție. Dacă îți dau pe asta, f de x egal cu logaritm în baza 3, logaritmul la 5-a din 4x plus 1 supra 3x minus 2. Cât este f derivat de x? F derivat de x va fi egal cu... Ia să vă dictează, dirigează. Eu luăm de la putere. Deci derivăm ca o putere. Și vine 5 logaritm. Să spui la fel un sfert ca să ne oprim, ca să nu... Da, da, da. Să ne încadrăm să ajungem la mașină. Da, da. Deci 5 logaritm. Păi ăsta ar fi ultimul atunci. Da? Deci 5 logaritm în baza 3 din... La 5 logaritm la câta? La 4. La 4. 5 logaritm baza 3. Logaritm la 4 din... Din 4 x. X plus 1 supra 3x minus 2. Da. Ori, am derivat de-abia puterea. Da.
Acum logaritmul. Adică 1 supra... 1 supra ce are el, 1 supra toată șmecheria care o are el ca argument. Da. 1 supra 4x plus 1 supra 3x minus 2. 4x plus 1 supra 3x logarit natural din 3. 3x minus 2 ori logarit natural din 3. Ori? Ori. Ce mai rămas 4x plus 1 plus 2, toată aia derivată. Toată aia sunt derivată, ca o fracție. Da, ori. Și vine prima de... Ori, vine fracție. Prima derivată, adică 4x plus 1 tot. Da? O derivăm direct, adică 4 pe lângă, 4 pe lângă 3x minus 2. 3x minus 2 minus prima derivată, adică 4x plus 1 pe lângă a doua derivată 3. 3, 3 pe lângă 4x plus 1. Supra 3x minus 2 la a doua. 3x minus 2 totul la a doua. Și este egal cu... Cum spune egal cu 5 logaritm în baza 3 la puterea 4. Deci 5 logaritm la 4 în baza 3 din 4x plus 1 supra 3x minus 2. 3x minus 2 ori 1. Păi da, dar unul, asta 3x minus 2 ajunge sus, dacă de supraetajă. Mulțim prima cu a doua inversată. Și rămâne 3x minus... Da, 3x minus 2 supra 4x supra 4x plus 1. Iar 4x plus 1 este aici la numitor logaritm din 3. Da? Înmulțit cu... Cu... Desfacem paranteza. 12x minus 8. Deci 12x minus 8 minus... Minus... 12x plus 3 minus 3 minus 8. Minus... 12x minus 3 supra 3x minus 2 totul la pătrat, nu? La pătrat, da? E important să ridica la pătrat. Da. Să ajute să-și la răbună. 12x cu 12x se simplifică. Da. Minus 8 minus 3 minus 11 și cu minus 5 de aici, că e tot mai mulțit. Și cu minus 5. A, 3x minus 2 cu pătratul. Uite de aici. Da. Se simplifică și face minus 11 ori 5, minus 55, minus 55, ori logaritm în baza 3, logaritmul la a 4, din 4x plus 1 supra 3x minus 2, ori sus nu mai este nimic, e 1, da. Ori 1 supra 4x plus 1 înmulțit cu logaritm natural din 3 pe lângă 3x minus 2. A nu se face confuzia că 4x plus 1 poate fi simplificat cu 4x plus 1 și ca să nu fie pericol, toată asta o pui în față. Vei scrie așa, egal cu minus 55 ori 1, minus 55, totul supra 4x plus 1 pe lângă 3x minus 2, 3x minus 2, ori logaritm natural din 3 și ori logaritm, deci logaritm în baza 3 la puterea 4 din 4 x plus 1 supra 3x minus 2. Supra 3x minus 2. Iată, cam asta este răspunsul. Deci, atenție mult, am derivat puterea, am derivat logaritmul, de el sunt unul pe ce are el. Și mulțim, ce am întâlnit argumentul? O fracție. Derivăm pe fracții. Deci tot înmulțit și derivezi. Ca să nu spui, orice altă derivată, și orice altă, și iar scrii la început și tot pe smultim. Așa că ne oprim aici ca să ne încadrăm, să... Câte ceasul este? Fără un sfert? Da. La revedere!